Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a vorbit despre reluarea cursurilor după vacanța de o lună pe care au avut-o elevii ca urmare a creșterii numărului de cazuri de coronavirus. Câmpeanu s-a arătat dezamăgit de gradul scăzut de vaccinare al profesorilor și a anunțat bonusuri pentru profesorii vaccinați care vor supraveghea examenul de bacalaureat. În verde, toți elevii cu prezență fizică, în galben și roșu, învățământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, grădinițele și clasele terminale. Am solicitat să fie analizată posibilitatea de eliminare a condiției care vizează înjumătățirea efectivelor în clasele terminale în scenariul roșu. Câmpeanu a explicat de ce a cerut această modificare. Nu are niciun fel de logic atâta vreme cât în aceeași școală, același palier, două clase identice, cei de clasa 4 pot veni și e foarte bine cu prezență fizică efectiv complet, cei de clasa 8 care au de susținut, atenție, examenul național începând luna iunie, evaluarea națională, trebuie să vină doar jumătate. Ministrul a adăugat că a mai cerut ca școlile speciale să fie deschise integral cu prezență fizică, începând cu data de 5 mai, la revenirea din vacanță, respectiv 10 mai pentru elevii din clasele terminale. Sunt peste 27.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale. Sunt elevi care, în cea mai mare parte, au nevoie de cabinete de stimulare polisenzorială, de cabinete de stimulare psihomotrică, de cabinete de locomotorie, au nevoie de kinetoterapie. Dacă cineva își imaginează că pot primi aceste elemente în online sau acasă, se înșeală marnic. Câmpeanu a arătat că mai puțin de jumătate din personalul din învățământ s-a vaccinat împotriva COVID-19 până în prezent, adică circa 153.000 dintr-un total de 350.000. Pentru a-i impulsiona pe aceștia să se vaccineze, ministrul educației a anunțat că va mări bonusul pentru supravegherea la bacalaureat, dar prezența profesorilor la examenul maturității va fi posibilă doar dacă dascălii vor fi vaccinați. La examenele naționale vom avea nevoie de supraveghere. S-ar putea să avem tarife foarte motivante pentru supraveghere, iar pentru a intra în sală să supraveghezi elevii care dau examen de evaluare națională sau de bacalaureat, cred că este corect din partea autorităților să pună condiția de a intra doar acei profesori care sunt vaccinați.